Da, ne-am întors la extemporala democrației, invitat Marius Dangă, vicepreședinte al Consiliului Județean și președinte al filialei municipale PNL Iași. Am mai spus încă o dată și funcția politică. Cum vedeți situația din partid de la centru? Aici la Iași e liniște, dar la centru vedem ce nu s-a mai văzut. PNL e un partid, un partid exotic, așa. Nu că e balamuc, e că nu e balamuc, dar pare să că s-a cam depășit linia roșie. Este o competiție. Acum, hai să ne uităm în marile democrații. Nu crede cineva că la republicani e cu mănuși, când se e cu mănuși. Adică se folosesc tot ce se poate folosi. Suntem într-o competiție pe 26, internă. Pe 26 septembrie, oamenii ăștia se vor putea despre asta este uita vorba. Ochii în ochi. Despre asta este vorba. Despre a face acele lucruri, dar care îți vor permite ca ulterior să ne putem așeza la aceeași masă și să mergem mai departe ca un singur partid, pentru că avem de dat seama împreună în fața oamenilor care, într-un fel sau altul, într-o coaliție de guvernare, ne-au împuternicit următorii 4 ani să facem niște lucruri. Pentru că tot vorbeam, domnule, avem în față 4 ani fără alegeri în care putem construi și mai departe. Unul aproape s-a dus. Da, vedem că sunt acuze de o parte și de alta și parcă se observă, deși nu e doar vedem noi constatările noastre, parcă e o bucurie a celelalte tabere când vedem că dușmanul, sau mă rog, nu aș spune dușmanul, adversarul din partid primește o lovitură. Ceea ce nu pare a fi în regulă. Eu n-am văzut asta, nu știu unde... Nu, am văzut în reacții destul de... Exaltarea asta? Nu, nu am văzut. În reacții, știi cum e? E întrebat Orban despre... Nu știu despre ce părere aveți despre tinerețea lui sau mă rog, întâmplarea. Și am văzut așa o ușoară satisfacție cumva. De foarte multe ori și mass media trăiește din senzațional și se caută a se crea și atunci nu poți fugi foarte mult de întrebări care ți se pun insistent. Bună, și eu acum aș vrea să scot o știre senzațională, dar dacă Marius Dangă e suficient și bănesc că aveți ceva experiență politică, adică să nu neapărat la provocare, adică să nu cădeți în cap. Dacă nu vreți să răspundeți la o întrebare, puteți... Vine odată cu experiența, păi poate. Ce, Ludovic Orban sau, mă rog, ceilalți n-au experiență, Florin Roma sau cine, Rareș Bogdan, n-au experiență, adică știu foarte bine, adică hai să noi subestimăm. Eu repet, orice strategie este rezonabilă atât timp cât nu se depășesc niște limite și, repet, obiectivul este ca vorba dumneavoastră pe 26 se poate să ne privi putem noi. Așeza cu toții altfel. Să ne readucem aminte, este în partea același partid și că avem împreună un program de guvernare. Altfel există pericol pentru că întotdeauna chestiunile astea duse foarte departe, duce la ruptură. Eu am văzut, am trăit competiția asta la legile anterioare, la congresul anterior și eu am văzut acolo, deși și acolo atunci lucrurile s-au dus până la anumit nivel, am văzut înțelepciune din partea părților și toată lumea s-a putut așeza la masă, au fost desemnați europarlamentari, au fost și din toate părțile. A surprins și surprinde că, uite, ne uităm, au și cei din USR plus congres și nici ei, așa e, un sânge fierbinte, ba chiar poate mai fierbinte decât ale. Ne-am fi așteptat noi... Cei care, acolo sunt trei... Ne-am fi așteptat acolo să izbucnească și să nu se mai potolească, dar am văzut că a început din PNL, dar destul de devreme. Da, haideți, aduceți-vă aminte totuși că PNL are tradiția asta a spălării hainelor în public, din păcate. Da, dar au fost congrese la care, chiar dacă au fost chiar și Orban, care a pierdut multe competiții, dar parcă n-a fost atât de nu știu, acum mi se pare că poate un congres în timp ce ești și pe moarte, poate un congres în timp ce ești la guvernare. E complicat. Poate e mai că complicat. E interpretat, da, pentru că un congres în interiorul unui partid la guvernare, practic cine câștigă puterea în partid, pot spune câștigă alegerile, adică câștigă guvernarea. Că e clar că... Și guvernarea e câștigată. N-ar trebui să fie așa. N-ar trebui să fie așa, dar vedem întrebări. Domnule Orban, dacă ieșiți președinte, mai rămâne Florin Câțu? Dar stai puțin, dar ce-i dușman? Domnule Câțu, dacă ieșiți președinte, mai rămâne Orban șef la cameră? Ați accentuat bine. Sunt întrebări, adică întrebările astea vin dinspre jurnaliști care caută senzațional.
Și atunci ei sunt obligați să răspundă într-un fel. Aici nu vă înțeleg. Lumea înțelege. De ce caută senzațional? Păi da, dacă tu vezi că... Sunt întrebări care... Nu, dar sunt întrebări care probabil sunt pe buzele oamenilor. Senzațional ar fi dacă... Mass media e datoare să le pună. Dacă l-ai întrebat pe Orba, domnule, da, freza adversarului cum e? Sau frizura, nu freză? Sau, nu știu, cămașa nu mi s-a părut prea colorată pentru moment. Aia da, aia e senzațional. Așa este. Marius Dangă ce va face Marius Dangă pe 25 septembrie? În principiu ar trebui să fie la congres. Asta nici nu mă Nu sunt delegat de drept, deci rămâne la decizia biroului județean. Da, mi-e greu să cred că un șef de comitetului director organizație județean să decide să mă delege. Eu ca persoană așa și cum istoricul meu e unul cunoscut. Eu am mers de obicei împotriva curentului și mi-am spus părerile pentru că pare astăzi că curentul este cu premierul Florin Câțu. Păi am văzut pe 80 de filiale din 40 și posibile. Cunoscându-mă și lumea mă deci știe cu, că mai degrabă ați vota mai degrabă sau conservator, mai Ludovic degrabă Orban, nu? Da, astăzi. Dar care ar fi temerile sau de ce? Care ar fi? Cunoașteți mai deci, bine. Deși care, apropo de curent, la congresul anterior mie mi-a plăcut foarte mult moțiunea lui Cristi Bușoi. Chiar comentam atunci, țineți minte că pe Bușoi sprijinul lui la ea și era Marius Bodea și făceam o glumă în CDJ-ul în care și-a prezentat Cristi Bușoi competiția. Domnule, ce minune ați făcut, domnul Bușoi, de a-ți adus la aceeași masă pe Marius Bodea și pe Marius Dangă. Și are toată lumea. Asta e altceva. Da, în fine. Dar mie mi-a plăcut mult modul în care Ludovic a știut să ducă partidul, modul în care a așezat pe toată lumea la aceeași masă și modul în care a guvernat. Mie chiar mai într-un moment greu. Asumarea răspunderii și modul în care până una alta a fost primul lider liberal care a reușit să dea jos guvernul PSD printr-o moțiune de cenzură. Până acum nu știu dacă a fost sau cât a fost meritul lui, că a fost ambesa ca așa. Știți cum e? Un conglomerat de forțe. Atunci când e bine, toată lumea are un merit. Atunci când e rău, e un singur vinovat. E adevărat. Mie asta mi-a plăcut modul în care îl știu de foarte multă vreme pe Ludovic. E o garanție că PNL va rămâne la aceeași masă. Bun, și în situația în care va ieși, așa cum ați și recunoscut, că pare a fi favorit, nu? Păi, Câțu, da, prin forța organizației. Adică forța... Eu n-am văzut decizii de organizații, ba din contră, am văzut niște președinți care și-au asumat. Da, e adevărat că și la Iași situația e destul de neclară. Adică dacă acum eu, de exemplu, bun, probabil că dumneavoastră cunoașteți mai bine, dar eu de afară nu pot să spun că mai multe voturi se vor duce într-o parte sau în altă. Că vedem nu pot să șeful filialei județene, Alexandru Moraru, care s-a poziționat clar de partea lui Florin Câțu. Cred că mare parte dintre primari oscilează sau poate că merg mai degrabă cu Orban. Costel Alexe, fostul președinte al filialei județene, cred că și el e cu clar cu Orban. Uite, acum aflu că el și e delegat de drept. Marius Dangă, nu știu, Mihai Chirica ce va face sau dacă se va duce. Domnul Juravle și-a exprimat ce a zis? Domnul dumneavoastră în platou, sprijinul pentru Florin Câțu. Da, uite că poate n-am sesizat eu. Deci da, e un partid viu, domnul Ghețău. Știți ce observ? Observ că, uite cum e la Iași. Păi, șeful filialei județene e într-o tabă sau mă rog, dar lucrurile nu sunt duse, adică nu văd o dușmănie. Băi, nu, dar eu cred că așa ar trebui să se întâmple. Așa, da, de ce nu se întâmplă și la nivel național? Nu-mi dau seama ce e de împărțit. Adică, eu astăzi pot să stau detașat și să fac o evaluare obiectivă prin prisma ceea ce știu. Corect. Și e și normal până la urmă. Nu-mi dau seama cât de departe au fost duse lucrurile prin alte filiale sau... Credeți-mă că am atât de multe alte lucruri la care să mă concentrez. Da, bun, da, aveți și o funcție evident, politică. Evident, trebuie să dați răspunsuri nu pot să și neg la asta, întrebările astea. Nu pot să neg asta. Eu sper ca partidul nostru să aibă înțelepciune după 26 septembrie. Nu, cel puțin de afară nu se vede că ar fi niște animozități sau că ar fi o, n-aș spune, o dușmănie, dar v-ați privi chiar râșc, băi, de ce tu cu ăla, tu cu ăla, dar de ce tu cu celălalt, hai să mergem cu... Bun, o luptă, discuții probabil că sunt. O competiție există, nu am poate nega nimeni chestiunea asta. Și că nu crede cineva că domnul Muraru și-a asumat o susținere și doar atât.
Evident că există o competiție, de partea cealaltă cred există că încearcă altă să competiție. Vă convingă, nu? Băi, asta e soluția bună. Domnul Orban este prezent pe telefoanele colegilor noștri primari destul de des. Deci, o competiție există, dar e normal bună, să fie atât întâlnire, încât... Acea întâlnire, eu mi-aduc aminte pe vremea cum reacționa și PNL-ul, dar și opoziția. Și trebuie să fim corecți și să spunem lucrurile acestea, pentru că nu ne plăcea și nici PNL-ului nu-i plăcea ca un grup mare de primari să se ducă la poarta guvernului, să întâlnească, nu știu, cu ministrul de finanțe, cu premierul, nu știu, pentru bancă, nu se duceau acolo în vizită de curtoazie. Adică, totuși, ce a fost cu acea vizită? A fost o invitație adresată de premier către da, către sună primar, democratic, merge... așa... Da, e datoria. Cred că avem și lege. Premierul trebuie să țină legătura cu... E adevărat. Cu, au discutat administrații, n-au discutat... Așa, cumva pe față, adică tu ce vrei sau că, până când terminește s-a discutat, nu știu. Lumea va vedea lucrurile astea, adică nu... Da, nu știu, că știi cum e, după aia vine... Trăim totuși o țară liberă în care două părți pot discuta. E adevărat, dar hai să mai terminăm cu asta, că dacă suntem noi la putere, doar ai noștri contează. Și noștri, la împărțitul banilor și la, noștri, că nici când era PSD-ul, nici ei nu procedau primarii corect. Primarii noștri au fost în special pentru a le reafirma premierului nevoia unui plan de dezvoltare locală în zona rurală care să continue investițiile, cel puțin în zona infrastructurii. Am văzut că se coace astăzi, PNDL 3 sau mă rog, se cheamă. Și mesajul ăsta, pentru că după aia au tot apărut asta, pare că a fost primit și luat în considerare. Pentru că pe PNRR nu vor fi eligibili în zona asta de infrastructură. Pe AFIR lucrurile s-au micșorat foarte puțin. Oportunități pentru primarii din zona rurală, noi ar trebui să tragem concluzia că suntem asemenea Europei și infrastructura rurală arată senzațional și de aici încolo putem să discutăm despre Wi-Fi, digitalizare. Nu, noi încă mai avem probleme de infrastructură. Iar, și asta nu e, domnule, că nu-i dau banii la primar și pleacă primarul cu ei acasă. Din Tomești, într-o emisiune okay, precedentă este, și îmi pentru spunea că noi am criticat, mai avem nevoie de gaz, mai avem și... Noi am domnule, criticat, n-ați terminat, noi am criticat într-adevăr PSD-ul că a făcut din PNDL o pușculiță din care dădea netransparent finanțare la primarii PSD sau la cei ai PNL pe care reușea să-i mumească. Da, suntem de acord cu observațiile colegii noștri de coaliție și așa vor arăta și normele de aplicare. Da, ai nevoie de ghiduri transparente, ai nevoie de modalități de evaluare, ai nevoie de indicatori, domnule, finanțezi pe cei care reușesc să conecteze la infrastructură principală sau finanțezi pe cei care reușesc să facă conexiunea între două drumuri județene, astfel încât să creezi mobilitate. Da, astea vor fi criterii. Evident, învățăm din trecut, dar nu spune nimeni că nevoile din zona rurală pe zona de infrastructură s-au finalizat. Primarii noștri pentru asta au fost la premier, pare că au fost ascultați. Da, să vedem că, băi, chestiunea asta că, doamne, trebuie să ai spate politic sau doar partidul tău. Că să știți că liberalii nu au fost niciodată obișnuiți cu chestiunea asta. Eu văd dificultăți mai degrabă la primarii social-democrați care au fost obișnuiți să ceară să li se dea. Acum că sunt nevoiți de pună proiecte și să învețe arta asta de a câștiga bani, nu de a-i, de a-i solicita de a negocia și de a... Asta acum l-a întinsă și a ți se da. Promarii noștri n-au avut niciodată chestiunea asta. Au știut tot timpul că de bază sunt proiectele pe care le scrii, strategiile pe care le faci. Dacă primești un bonus când ceri, e binevenit. Da, dar apropo, baza principală sunt proiecte. Relația conducerii CJ și a dumneavoastră, de exemplu, cu primarii PSD. Primarii PSD și cei trei, că înțeleg că trei bună. Sunt de pe la USR. Noi am pus de la bun început faptul că atunci când primarul vine la Consiliul Județean, nu contează din partea cărui partid vine. Să vă spun apropo de USR. A întâmpinat dificultăți primarul de la Rediu, care a bătut un coleg de-al nostru, da? Pe zona de urbanism. Am fost de acord ca până se reorganizează el, să preluăm la Consiliul Județean partea de urbanism o perioadă, să acordăm consultanță, să-l ajutăm în zona asta, astfel încât să-i dăm un moment de respiro. Nu este primarul PNL, de ce aș fi făcut asta dacă aș fi fost închis la minte și așa mai departe. Avem în continuare discuții foarte bune cu primarii PSD, ne-am întâlnit cu ei, ne întâlnim cu ei în continuare.
pe programul de dezvoltare socioeconomică la care încercăm să lucrăm pentru a finanța și noi din bugetul Consiliului Județean parte de gaz, parte de dezvoltare de arene sportive și partea de dezvoltare de piețe. Am discutat cu toată lumea, cu toți primarii. Dom'le, ce punem în ghid? Ce credeți că mi-e important? Și va fi unul transparent pentru toată lumea. Așa trebuie să fie. Așa e normal să fie. La Pașcani? N-au nicio vină cetățenii dintr-o comună că nu, într-un moment au ales, mai ales că la zona de primari se alege mai degrabă omul decât partidul. Dar aici nici măcar nu e vorba de vină, că până la urmă omul optează pentru păi nu, că noi dacă, primar, dacă am fi, vin, noi dacă am fi închiși la minte, sau dacă am fi închiși la minte și am evalua oportunitatea unei comune prin prisma faptului că primarul e PSD-ist, înseamnă că aș pedepsi nu primarul PSD-ist, ci comunitatea de acolo care nu are nicio vină. Da. Bun, aici discuția e lungă, că în general se întâmplă lucrul ăsta. Tocmai nu neapărat că sancționezi pe primar, ci e că în comuna vecină, să spunem, care e culoarea partidului de guvernământ, acolo se pompează bani, se fac lucrări și atunci se inoculează oamenilor, uite mă, că al tău nu face nimic, dar săracul ăla n-are bani. Bun, nu. La Pașcani e o zonă, mă rog, săracă, cu probleme, cu șomaj. Cum aveți primar acum? Da, ce proiect eu ați spus de... îl urmăresc bine pe primarul da, din pe ați spus de acest acolo. Parc, probabil încercăm, va dura ceva timp. Deci trebuie să și primarul știe foarte clar lucrul ăsta. Trebuie să pregătească Pintilie sau cum îl cheamă? Marius Pintilie, da. Trebuie să urmărească o chestiune foarte importantă pentru Pașcani. Pașcaniu va deveni în 10 ani un nod foarte important. Și trebuie să pregătească Pașcaniu, inclusiv comunele din jurul Pașcaniului, pentru aceste oportunități. În acest sens, primele discuții pe care le-am avut a fost inclusiv valorificarea acestei parcele de teren, care undeva la 50 de hectare, care ar fi un parc industrial foarte bun, în prima proximitate a autostrăzii. În plus, avem... am avut discuții cu Direcția Județeană de Drumuri de a fructifica acolo niște oportunități pe zona de drumuri județene. Apa Vital intră în zonă pentru a știu că acolo a fost implementa. Ani buni pe vremea că pe da, vremea a fost acolo a fost o decizie, a fost o decizie, nu, de pe vremea domnului Rățoi, o decizie de management proastă. Cu retragerea, sugărirea, nici n-am înțeles ce a fost acolo. Întreprinderii de gospodărire locală, au zis, gospodărim noi local aici, noi un credit și ceea ce n-au înțeles ei, că la zona de apă e foarte greu să faci ca mecanismul economic să se închidă dacă nu îl faci la un nivel global, de la un anumit număr de branșamente în sus. Ori astăzi, dacă, nu știu, Hărmăneștiul ar vrea să fac eu întreprinderea mea locală de apă, ăla nu are bani pe câte conectări are. Mari și... Da, dar eu sunt obligat să dau apă la cetățenie, că dreptul la apă este unul garantat. Și atunci... De asta există o asociere, de asta am pus în comun întreaga infrastructură da. Și un singur operator regional bun, care dezvoltă suntem, asta. Suntem pe final ca o concluzie. Pașcani e pe mâini buine, ca să bun, cu Pașcani, dar care e prioritatea pentru perioada următoare? Dezvoltarea economică a Pașcaniului. La Consiliul Județean. Noi avem foarte multe priorități pentru că avem atribuții diferite. Pentru mine îmi ocupă foarte mult din activitatea mea de concentrat aeroportul, partea de spitale, pentru că dincolo de asigurarea pe domeniul pandemiei a funcționalității spitalelor, da, vrem să le dezvoltăm. Avem un proiect nou inclusiv la Sfânta Maria și de aia o să trebuiască să revenim. Un proiect nou la Spitalul de Pneumoftiziologie, un pavilion nou care va fi practic un spital nou la Spitalul de Boli Infecțioase. Da. Discutăm de parteneriatul cu IBCV-ul pentru realizarea IRMC-ului și mai departe. Scurt, că chiar azi am trecut pe acolo și dă o notă tare urâtă. Teatrul Ceafăru nu se poate Teatrul reface. Teatrul Ceafăru avem... Ba da, încercăm să îl vom depune. Nu n-a spune o ruină, avem, dar e urâtă. Avem proiectarea gata, îl vom depune pe PNRR pe partea de eficiență. Da, nu vă mai întreb de filarmonică. Și ea la fel. Că, în separat de operă, nou sediu? Adică veți reface... Da, filarmonica, da. Filarmonica. Da, sigur. Bun, mulțumesc că a fost... Opera e cu Teatrul Național.
în acela sediu filarmonic, da, da, în partea, da, cealaltă. Acolo, da, avem, ar fi bine să avem câte proiectarea gata, fiecare. Îl pregătim. Asta și cu filarmonica, scuzați-mă, dar e iar de neînțeles că ea nu știu cui, că ea catolicilor, că ea facultății, că ea Ministerul Educației, că ea CJ. Astăzi partea de proprietate e clarificată, proiectarea este, da, gata, așteptăm ca Guvernul României să așteptăm se înțeleagă cu Comisia Europeană pe PNRR. Așteptăm și noi multe, așteptăm să vedem proiectele mari mișcând. Când se sperăm, unele se mișcă, dar încă parcă se mișcă prea încet. Noi am vrea mai repede, că acum avem și primar, și consiliul județean, și guvern, și președinte. Totul e galben, cum n-a mai fost niciodată. Mulțumesc, Marius Dangă, mulțumesc și dumneavoastră. Sunt Florin Ghețău, seara bună!